toți la Digisport Special și curg telefoanele seara asta. Iasmin Latovlevici la telefon, bună seara! Bună seara, bună seara! Ce mai faci, Lato? Ce să fac, cine? Mă odihnesc puțin. Puțin? Cu ce? Păi, eu nu m-am oprit, teoretic. Aha. Aceeași rutină o am, doar că nu e în cadrul unei echipe, rest. Am înțeles. Rămâne neschimbat deocamdată. Foarte bine, bravo. Și cred că e cel mai bine și pentru, pentru cap să lucrezi în continuare cu corpul, chiar dacă nu mai joci fotbal profesionist. Cred că te ajută să poți să treci peste o astfel de perioadă, nu? Nu neapărat. Nu neapărat. Eu mă aduc aminte și acum, de când aveam 19 ani, mă gândeam cam pe la 35 o să mă las. Deja... A, deci abia așteptai pensia. Nu neapărat, dar era situația cumva, că toată lumea spunea că, mă rog, între ghilimele, că ești bătrân și toate cele, dar cea mare putere am simțit-o pe la 33, pot să spun. Doar că pe la 35 am întâmpinat unele probleme care nu mai puteam cumva să le suport mental, că fizic era bine. Am înțeles, da. Da. Da, așa e. Mai vin și probleme de-astea pe care nu le mai suporți de la o vârstă încolo. Da, e mai complicat. Plus schimbul ăsta de generații, când era antrenament tare de cei tare, când era încet de ce era încet, când făceam tactic, când nu facem nimic, când, da. E ușor, ușor mă ducea într-o, na, chestie noastră de retragere. Da. Urmează un Rapid FCSB, cum ți se pare FCSB-ul în sezonul ăsta? De ce crezi că a reușit să ia un asemenea avans care inhibă pe toată lumea din jur? Și dacă Rapidul mai are vreo șansă să obțină un rezultat important acum și să continue lupta? Păi dacă are cineva vreo șansă în anul ăsta, poate să țină ritmul FCSB-ul, dar eu nu cred că e cazul, pentru că sunt de mult timp împreună. Sunt foarte închegați și bine pregătiți și ca experiență competițională destul timp împreună și plus au un mare avantaj că ei joacă acasă, practic. În ce sens? Că joacă mai des pe arena națională? Joacă pe arena națională. Este... Avantaj nu ai cum să ai când ai încărcă 50.000 de rapidiști. E mai greu. Dar e o discuție de făcut aici. Eu cred că o să fie e foarte multe chestii. O să fie infiltrări multe, cred eu. Ce infiltrări? Infiltrații, dacă plouă, poate, acolo de sau FCSB. În tribun. N-are cum să fie. N-are cum? Nu. Eu nu cred că la FCSB s-a mai întâmplat, dacă mai țin minte, doar din Dinamo București. Ah, ok, da. Deci a existat o infiltrare acolo. Dar n-au fost fizic nimeni, au fost niște hârtii. Păi hârtiile alea, a, da. Înainte de, da. Înainte de meci. Da. Cu organizare, frumos. Da, posibil. Da. De ceva de pe ele, îmi place. Vreau de ceva. Da, dar e interesant ce spui, Lato, pentru că și eu cred că meciul ăsta, echipei alea îi se spune Rapidul din Giuleș, da? Da. S-a marketat cu Giuleștiu, cu acolo tremură toată lumea. S-a marketat fără să vrea, adică e fără ceva să vrea. De ani bun. Nu? Dacă vrei puncte... Acolo joci și probabil că 80-90% le obținei. Dar să te duci să joci acasă la adversar înseamnă că ai curaj. Că asta s-a întâmplat acum. Pe Rapid trebuia să joace în Giulești. Cine a luat hotărârea asta și a asumat-o și a asumat din punct de vedere financiar. Și e o rețetă senzațională. Înțeleg că după Coldplay e rețeta cea mai bună de vânzare de bilete din România. Da. S-au vândut, da. Da, nu știu. Dar gândindu-te la puncte și la strategia de a câștiga campionatul, după părerea mea, nu e cea mai potrivită. Deci la tot crezi că a fost o greșeală a celor de la Rapid că au dorit să joace? Mă rog, pe hârtie sau gândindu-mă acum, da. Pentru că ei joacă toate meciurile acolo, nu? Și eu... Cât timp a fost la PSB, clară treaba, era, nu exista la stadion. Adică mă simțeam ca și când eram în sufragerie. Cum ți se pare Radunovici sezonul ăsta? E un om de bază? Adică e clar că e un om de bază. Că din moment ce joacă meci de meci, da. E clar un om de bază. Nu, dar... Eu sunt mai mult pe genul de atac. Nu neapărat foarte mult, dar chiar și la meciul ăsta am fost acum.
au jucat cu Petrol și, na, mă rog, nu e, nu neapărat că nu e stilul meu. Dar este un jucător care joacă de ani de zile și clar se pliază și e ce are nevoie în momentul ăsta PSB-ul, dar la meciuri care sunt mai dificile, nu știu cine mai poate, mai e cineva? Păi, nu prea e. Da, da. Unde cred că vă asemănați puțin, aș zice la atitudine, la implicare, la bătaie. Acolo cred că aș vedea niște puncte comune. Da, e posibil. Aici ești drăguț cu mine și nu vrei să mă contrazici, e clar. Nu, cred că mai mult pe aici, pe la sfârșit am nebunit, mai mult doar din cauza de ce se întâmpla la, în exterior, mă lăsam afectat, dar la PSV nu mă aduc aminte să fost chiar atât de agresiv sau nu știu. Dar nu ziceam neapărat agresiv, dar erai implicat, erai, na, vână, ca să zic așa. Vreau să cred că peste tot eram implicat, doar că na. Acum depinde. E acest FCSB cea mai bună variantă din ultimii ani, chiar dacă că sunt multe echipe foarte bune care nu câștigă titlul și poate altele care nu sunt chiar așa de bune, dar în urma unui context poate să câștige titlul. E o variantă cea mai bună din ultimii ani pentru FCSB? Ce poate spune? Da, din moment ce au câștigat din 2015, nu? Au câștigat, da, se fac 9 ani, da. Da, dacă va câștiga titlul, clar, va fi cea mai bună variantă în prezent. Și nici n-are rost să comparăm cu trecut. Trecutul e trecut, e uitat, la revedere. Prezentul e cel mai important. Da, uite că îl provocasem ieri pe Dorin Goian la o glumă și i-am spus 4 seturi de fundaș central din istoria, să zicem, recentă, de la el încoace, să zicem, și mi-a zis că el cu Ghionea au fost cei mai buni. Păi, ce să spun, așa, păi, fiecare generație să spună că dacă facem un meci împreună sau eram la aceeași vârstă, noi vă băteam, ei spun, noi vă băteam, fiecare. Așa e, dar pe de altă parte are și argumente, pentru că a și reușit cu acea echipă niște performanțe notabile. Nu, nu e doar așa un orgoliu. Din punctul ăsta de vedere, da. Nu, total de acord. Problema e și la noi, că am gestionat meciul ăla cu Chelsea foarte prost la pauză. Vreau să omorăm, dar de fapt ne-am omorât singuri. Da, dar oricum a fost o performanță. Da, dar se putea și mai bine, dar nu mai contează, da. Așa e. Cum îți explici, nu știu, căderea CFR-ului până la urmă, pentru că CFR-ul a dominat ultimii ani, a luat titlul, bun, anul trecut l-a luat Farul, dar a fost și CFR-ul în prim plan. Acum, departe de tot ce am văzut în ultimii ani. Păi nu mai fi departe, pentru că au dat cel mai important jucător de la ei afară, pe Marian Copilu, care făcea 99% din ce era acolo. Restul eram doar pioni. Interesant. Păi nu, cam așa e. El se ocupa de aducerea jucătorilor, de să se uită la ei, mă rog, mai probabil mai avea și oameni care îl ajutau, dar el lua decizii în general. El le ascundea, el le masca și, mă rog, era și făcea așa o seră bună. Când nu se plăteau salariile, el era garantul. Făcea atmosferă bună și când nu se plăteau salariile. Dar bineînțeles, da. Nu, aveam încredere în el și, da, pur și simplu. Ne făcea să... Deci Marian Copilu, cel mai bun jucător de la CFR, da? Eu așa spun. În perioada aia. Eu așa spun. Adică a reușit să facă o echipă, asta e ideea. Ceea ce mulți nu prea reușesc în... ca director sportiv, ca, nu mă rog, ce sunt președinte, cum se numesc, că nu mai știu ce funcție au în România. Nu, în director sportiv e de doar o titulatură în România, nu are nicio legătură cu meseria de afară, de cea de director sportiv. Mă rog, în multe cazuri. Și o ultimă întrebare, Lato, ca fost jucător, că, na, cum crezi că ar trebui să procedeze un selecționer? Să selecționeze fotbaliști care nu joacă la echipe importante sau care joacă la echipe mai puțin importante? Eu, singurul care pot să spun din trăirile mele, adică ce am trăit eu. Din perspectiva asta te și întrebam. Da, adică se selecționa pur și simplu jucătorii care joacă, care erau cei mai în formă. Și chiar vorbeam cu
ceva foști colegi, că adică au fost jucători pe care ne-a pițit noi, a chemat și nu existau jucători din provincie ca să fie la echipa națională. Bine, înțeles că în perioada aia jucau foarte mult afară și jucau. Și jucătorii din provincie nu existau, trebuia să joci la Steaua Rapid Dinamo. Uh-huh. Steaua Rapid Dinamo se joace în cupele europene și să fii titular, nu să fii doar acolo, la una din astea trei. Era ceva... Și atunci sperai, nu te gândeai că te duci, sperai să te cheme. Că erau prea mulți care jucau afară. Dar eu cred că cel mai important este că fie chemat jucătorii care joacă, care sunt cea mai bună formă, doar că în momentul ăsta o să fie puțin dificil, că sunt probleme care sunt cu jucătorii care nu joacă. Și nici nu-i vinovățesc, pentru că nu e ușor să te arătezi afară. Eu era pe românește să mă întorc coada între picioare sau să mă curăț, cum se spune în termenii ăștia mai așa mai... neacademici, să zicem. Da, la 29 de ani. La ce pretenție să avem de un copil care pleacă la 22 sau 23, 20? Pentru că am uitat o chestie, că eu trebuie să mă adaptez la ei, nu ei după mine. Eu am crezut că vin eu din România și schimb eu pe tot. Nu, așa, nu-i merge așa treaba. Dar chiar, de ce ai crezut asta? Păi am venit, nu? Cum să spun, chestia asta, să câștigi trofee, am câștigat 7 trofee cu, da, mă rog, cum vreți voi să numiți, este de Steaua, pentru mine Steaua, dar mă rog, îți dă o senzație de putere, poți să intri în munte și să-l spargi în două. Am crezut că m-am dus acolo cu trofeele pe umăr, uh-huh, dar doar eu le vedeam. Și asta era problema. Te relaxezi, nu te mai întâlnesc ca lumea, crezi că se cuvin niște chestii, când de fapt, până când mi-am dat seama și m-am pus în situația antrenorului și am spus, dacă eram eu antrenor, îl băgam pe la toblie să joace, dacă eu, mintea mea, credeam că atât de bun eram. Și după aia am memorat filmul cum antrenam și zis, nu prea mă băgam. Trimiteam în România și după aia m-am trezit, mi s-a mai oferit o șansă și al doilea an am pus între cei mai buni în Turcia. Acum de așa, dacă statistică, ca joc, ca... Da, mă rog, nu... Păi da, dar e meritul tău că ai reușit să realizezi lucrurile astea. Da, e foarte grea conversația cu tine și să fii realist, să fii... Așa e. Să accepti chestia că, bă, eu am greșit. Dacă nu accepti și cauzi nod în papură și tot timpul arăți cu degetul spre alții, nu o să găsești prea multe răspunsuri. Corect. Mulțumesc mult, Iasmin Latovlevici, pentru dialog. O seară plăcută. Numai bine. Seară bună. Revedere. Danciu.